Am revenit și în această seară suntem împreună cu domnul Petran Paveliuc. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Bine v-am regăsit! Probabil foarte mulți vă cunosc ca fiind tatăl Emei. Ema, invitata noastră, bineînțeles foarte talentată la desen, am văzut care a fost în America și încă o dată aducem felicitări pe această cale. Probabil sunteți, cu siguranță sunteți părinți foarte mândri pentru aceasta. Așa este, așa. Însă în această seară ați venit în calitate de director a ceea ce înseamnă Festivalul Iași Music Experience. Da. Și totodată o să mai discutăm pe parcursul dialogului și despre Iași Guitar Festival. Sigur. Vă propun să o luăm așa un pic cronologic. Ok. Sau nu neapărat cronologic, dar trecem în revistă ceea ce înseamnă Iași Music Experience, pentru că sunt două zile de festival de muzică. Da. Deja numele un pic ne duce într-o zonă destul de interesantă. Eu am reținut noțiunea de toboșariada din acest festival. Da. Cei care ați fost anul trecut în Copou și au participat la această experiență, a fost una care te zguduia dinăuntru. Vedeai foarte multă emoție și ritmurile respective. Preț de o clipă uitai că ești în Iași. Da. Anul acesta suntem la a treia ediție. Această ediție o vom organiza în Palace, în grădina Palace. Și toboșariada, dacă vorbim de toboșariada, va fi joi 29 august, începând cu orele 17, la 18:30 încep toți toboșarii să cânte aceleași piese în sincron. Bun, deci dacă joi pe 29 avem toboșariada, pe 28, pentru că cei de acasă să înțeleagă, Iași Music Experience, începe de pe 28 până pe 29. Ce se întâmplă în ziua, în data de 28? Miercuri, pe 28, aducem în atenția publicului musicalul Mamma Mia și vom interpreta numai piese de la ABBA, piesele care au fost clare în distribuția filmului. Dar aveți mai multe instrumente în data de 28? Da, sau da. În data de 28 e un musical în care este un band, bandul de la Petra Music School și tinerii de la Petra Music School. Suntem un număr de 40 de artiști acolo care vom interpreta piese de la ABBA. Miercuri concertul va începe la ora 19, tot în grădina Palace. De cât timp vă pregătiți pentru această experiență muzicală? Intens, de vreo lună. Noi, practic, am început să facem pregătire așa pe hârtie din primăvară. Din primăvară. Cum v-a venit această idee? În fiecare an la Iași Music Experience, aceasta fiind a treia ediție, am făcut câte un musical. La prima ediție am avut Encanto, musicalul Disney. Anul trecut am avut The Greatest Showman, iar anul acesta Mamma Mia. Care este emoția tinerilor care fac parte din școala dumneavoastră de muzică? Cum se simt când știu că urmează să aibă un astfel de eveniment în care foarte multă lume vede, vine să-i vadă, îi observă, îi aplaudă? Păi, din ceea ce cred eu și din ceea ce îmi transmit ei mie, se simt foarte bine, extrem de confortabil, relaxați și bucuroși că au oportunitatea de a-și arăta, să spunem, talentul, pasiunea lor pentru muzică și plăcerea asta nebună de a cânta. Mi-aduc aminte de la toboșariada de anul trecut, am zărit un elev destul de mic, ca să spun așa, nu știu ce vârstă avea, nu vreau să greșesc, dar acum vă întreb pe dumneavoastră care, de la ce vârstă pleacă, de la 6 ani? Da, 6 ani. Acum, cel puțin la noi, la școală, am făcut un fel de grădiniță a toboșarilor și avem toboșari de pe la 4 ani. Wow. Este puțin impropriu spus că ei nu sunt toboșari, dar au început să cocheteze cu diferite instrumente de percurs. Sunt acei copii care prin casă cu părinții bat exact, cu lingurile. Exact. Și atunci noi am oferit cumva oportunitatea asta de a avea un loc unde să fie și ei împreună. Facem și chestii de grup cu ei și chestii individuale și i-am scos și într-un mic, să spunem, o mică reprezentație așa. Ce frumos! Deci, și anul acesta toboșariada cât durează și câte piese aveți interpretate? Avem tot 10 piese și durează aproximativ o oră, momentul propriu zis de 10 momente, dar avem și anul acesta am dezvoltat puțin latura educativă și avem un invitat, Sergio Ponte din Cluj, care va ține la 5:30 după amiaza, înainte practic de a începe cumva activitatea cu toți odată la sincron, vom avea un workshop de tobe
pe care el îl va ține. Și îl va ține doar cu cei de la școala de muzică dumneavoastră sau cu cu publicul larg? Da, o să fie tot acolo un public. Și așa. El va arăta niște mișcări. A, și cine vrea să facă practică sau să se uite un pic mai atent la detalii exact, se poate apropia. Da, are curiozitatea aceasta? Sigur că da. Cei care deja ar trebui să fie acolo mai toți toboșari, dar cei care vor și vor să participe la acel workshop pot fi atenți și să... Intru un pic în povestea acestui instrument pentru dumneavoastră. Cum a plecat? Pentru mine, eu sunt chitarist și la școală e clar, am vreo 3 profesori de tobe, unul mai pasionat ca altul, iar la un moment dat unul dintre profesori, Adi Enescu, a venit la mine și mi-a spus, Petran, hai să-ți povestesc ceva. A venit la mine domnul Nistor Ionuț, este un tatăl al unei copil care studiază tobe la noi și mi-a zis că i-ar plăcea lui să facem așa o nebunie, să cântăm mai multe seturi de tobe odată, aceeași melodică, am mai văzut prin alte locuri și ar fi fain să facem și noi și am zis că oh my god, sună bine. Și cred că eram undeva, cred că în iarnă eram și am spus, băi, dacă... Merg repetițiile, dacă este o nebunie. Pentru că noi nu putem repeta. Repetă fiecare singur. Acolo se întâlnesc toți. Mi-aduc aminte de anul trecut. Ei nu pot repeta, n-au cum, dar e imposibil unde să aduni 80-90 de seturi de tot. Ar răsuna Iașul la o repetiție. Da. Lăsăm să răsune doar joi. Așa. Și mi-a plăcut ideea. Am luat legătura cu tatăl băiatului, cu domnul Nistor. Și am zis... Băi, nebunească ideea, dar n-ar fi imposibil de pus în practic. El s-a bucurat foarte mult, a zis că ajută și el și de atunci cum am făcut o echipă, suntem la a treia ediție, suntem tot împreună, am păstrat aceeași formulă, am făcut un grup cu toboșarii și profesorii de tobe din Iași și în felul ăsta am început să propunem idei și eu le-am mixat, le-am așa și am depus proiect. Și e foarte important că primăria ne-a susținut de la prima ediție și sunt în continuare alături de acest proiect minunat, Iași Music Experience, în care eu practic l-am gândit ca o experiență nouă și pentru artiști și pentru public. De asta Iași Music Experience. Câți tineri spuneați că aveți în acest proiect la Toboșariada? La Toboșariada, în acest an avem 100 de toboșari și vreo 80 ceva de seturi de tobe. Și anul trecut câți erau? Nu chiar 100, erau am 80 și ceva de așa și vreo 70 ceva de seturi. Adică am crescut cu 10-15 seturi. Este extraordinar faptul că cei care fac muzică, care au mai făcut muzică, cunosc faptul că trebuie să ai repetiții cu ansamblu, cu grupul. Da. Noi avem postat pe pagina de Facebook piesele exact așa cum le vrem cântate și ei studiază acasă, sunt și din țară evident, care vin, sunt și din Iași cea mai mare parte și din localitățile apropiate și care vin de plăcere, din pasiune, au acolo oportunitatea de a învăța piesa exact așa cum noi vrem să o cântăm și practic acolo când se dă play toată lumea cântă. Dar este destul de riscant pentru că știm foarte bine în muzică dacă cineva strică un pic ritmul sau da, notă. Așa este, dar din experiența celor două ediții trecute deja mărturisesc că fiecare și-a făcut treaba cu dăruire și... Desăvârșire, într-adevăr. Da. V-ați gândit poate să participați cu această echipă de toboșari poate la un concurs pentru ansamblu sau nu știu, puteți imagina să-i puneți pe toți pe o scenă, nu știu, poate la Româneau Talent sau de ce nu, habar nu am. Da, da, e mai complicat. Toba e un, de asta spuneam mai înainte că e o nebunie pentru că instrumentul toba în sine e destul de complex și e multă logistică, sunt multe chestii care trebuie pe lângă, durează ansamblarea, durează strânsul tobelor, totul e așa. Da, mă gândesc că ar fi, într-adevăr, dar pentru un astfel de show, că este un show în adevărat un sens al cuvântului și atât de mulți tineri talentați pentru acest instrument,
Ar fi, păi, cred că ar fi și o premieră națională, dar de punctul meu de vedere. Oricum, există în țară? Singur, eu știu că e singura chestie de acest gen, de această avergură. Și uite că totul a pornit de la ideea unui părinte care cumva a transmis-o. Exact, și na, eu fiind mai, să spunem, nebunel, așa, mi-a plăcut și am acceptat ca o provocare. Sigur că da, de asta vă zic că necesită noi, ca să fim gata la 6, trebuie să ne apucăm de pus tobele pe la 2. Dar toba, adică fiecare tobă este a tânărului, a copilului. Da, da, de obicei au copii așa, tobe, seturi. Dar mai ajutăm și noi. Noi, de exemplu, dacă în școală avem 4-5 seturi de tobe, le punem și noi. Am înțeles. Cum faceți pe partea de acustică? Acustică? La acustică ne ajută cei de la Tricorp. Am înțeles. Cu care lucrăm de la prima ediție și cumva reușim cu ei să ne și auzim ca să putem cânta. E destul de complicat. De-aia am zis că e o nebunie, pentru că și aici e o discuție cu sunetul, că la unii ajung mai din capăt, ajunge sunetul mai târziu și se creează un decalaj. Și da, da. Bun, și am notat, deci de miercuri începe festivalul acesta Music Experience, apoi urmează ziua de joi cu acest frumos închinați, așa să zicem, sau încheiați. Încheiem cu Toboșariada. Dar pe 27. Pe 27, adică mâine, adică marți. Mâine, da. Este Iași Guitar Festival, este un festival care a ajuns la 17-a ediție, organizat de Casa de Cultura Studenților și, la fel, primăria, iar... Unde are loc? La Casa de Cultura Studenților. La Casa de Cultura, intrarea? Este liberă? Sau? La toate evenimentele acestea de care am zis, inclusiv Iași Guitar Festival, intrarea este liberă. Și dacă vorbim de Iași Guitar Festival, mâine începem cu concursul de chitară electrică, care are loc la ora 10. După care concursul de chitară electrică, bas, care are loc la ora 13. Și aveți câte persoane aveți înscrise, nu? Au fost o perioadă aproximativ de preselecție. Mâine avem 11 la chitară electrică și 10 la chitară bas. Cine face parte din juriu? Din juriu, de dumneavoastră. Da, din juriu la chitară fac parte mai mulți artiști, chitariști din România. Nicu Patoi, Andrei Roșulescu, Marius Pop, Cosmin Culea și Horea Crișovan. Care sunt criteriile de departajare pentru câștigător? Avem două componente, una tehnică și una de interpretare sau compozițională, unde este cazul. Dar cei mai mulți aleg să facă piese să le compună făcute. Ei? Nu. A, să le reinterpreteze. Da, să le reinterpreteze. Și atunci acolo urmărim interpretarea. Sunt câțiva, mai puțin, care au piesele lor și atunci punctăm și din punct de vedere compozițional. Dar în rest, tehnic și de interpretare. Asta e la piesa pe care și-o aleg ei. La a doua probă, noi le dăm o linie de blues și ei trebuie să improvizeze live acolo câteva măsuri, ca noi să ne dăm seama cât de muzicali sunt, cât da, da, de da. Bine... Talentul pe care exact. Zona aceasta de improvizație, asta de spontaneitate. Ar fi proba a doua. Dar explicați-ne un pic această parte de tehnic și interpretare. Pentru tehnic, ce înseamnă pentru chitară? Tehnic înseamnă... Poziția, cum ții chitara. Da, cum... da, sigur că da. Totul pleacă de la poziție, dar tehnicile de bază pe care ar trebui să le știe un chitarist. Alternate picking, sweep picking, taping, scales, fingerstyle. Da? Am înțeles. Și ei când cântă piesele alea, practic acele, sau o parte din tehnici, le găsim acolo, în acea piesă. Și ei, în funcție de cum interpretează, le dăm seama cât de bine stăpânesc acele tehnici. O tehnică bună, clar, stă în spatele unei interpretări bune. Da, într-adevăr, așa este. Dar cu acest Iași Guitar Festival, având în vedere că ați ajuns la cea de-a 17-a ediție, spuneați. Da? Bun. Care a fost evoluția acestui festival de-a lungul timpului? Ce simțiți că ați dezvoltat? Impactul. Da. Și social, dar și personal, putem spune. Da. Personal organizez aceste activități, aceste concursuri pentru tineri,
în special pentru a avea un suport motivațional, adică ei să aibă pentru ce repeta. Băi, mă pregătesc pentru festivalul exact, care va urma. Deci le dăm un motiv. Un obiectiv. Un obiectiv, sigur că da. Și mă bucur foarte mult că sunt destui chitariști, destul de buni, adică nivelul este foarte ridicat, pentru că am avut o perioadă de preselecție în care i-au trimis ceva pe video de acasă, ca noi, cei din jur, să facem cumva cunoștință cu cine cu vine la Iași, participanții din finală. Și mă bucur foarte mult pentru că de la an la an a crescut nivelul, sunt mult mai serioși. Mai experimentați. Vin copiii noi, da? Accesează copiii noi site-ul festivalului și se înscriu în concurs. Chiar dacă nu ajung în finală, avem... Își doresc să participe pentru experiență, participe, să vadă. Da. Exact. Și e un mod pentru ei de a se evalua, de a-i vedea persoanele potrivite sau cele mai potrivite din domeniu. Un mod obiectiv exact. De a fi evaluat. Și atunci, cumva, sunt foarte mulțumit de constanța festivalului, mai ales că fiind și în cadrul ăsta în care toată lumea stă mai mult pe telefon sau pe așa, pe televizor sau diferite practici din astea, să spunem, care nu ne ajută, nu ne dezvoltă creierul real, ci doar ne-l ține blocat într-o realitate virtuală, mă bucur foarte mult că găsim totuși pasionați care ies de acolo și cu ocazia acestui festival, acestui concurs, încearcă să-și dezvolte creativitatea, să-și testeze emoțiile. Da, sigur că da. Și cumva ăsta e scopul principal. Foarte frumos ați spus. Și cumva să-și dezvolte și acest lucru de competitivitate. Sigur că da. Mai ales că e ceva ce le place. Adică nu, e pasiune, exact, nu-i forțează nimeni. Nu e ca la școală. Băi, trebuie să înveți matematică, chiar dacă știi, dacă nu știi. Aici, practic, vin cei pasionați, vin cei care studiază instrumentul, pentru că le place și atunci cumva e o chestie aia win-win în care individul cumva se formează destul de organic și natural. Sunt convinsă că următoarea întrebare ați primit-o de mai multe ori, poate cele mai multe ori din partea elevilor pe care aveți la școală, dar poate și a părinților. În ziua de astăzi, un tânăr care este pasionat de muzică și își dorește un viitor în acest domeniu, un viitor din care să trăiască, să aibă un venit constant, să facă ceea ce îi place. Pentru că suntem încurajați. Vedem în jurul nostru, cum a spus și dumneavoastră, de tot ceea ce înseamnă social media, să ne ducem pe fă ceea ce îți place ca să nu simți că muncești o zi din viața ta și fel și fel de astfel de citate. Care este opinia dumneavoastră? Se poate trăi în ziua de astăzi din muzică sau dacă da, la ce nivel? Da, sigur, se poate trăi din muzică, însă trebuie să fii foarte bun, iar ca să ajungi foarte bun, trebuie să muncești foarte mult. E simplu, nimic mai mult. Adică, cu cât muncești și gândurile tale și ființa ta, energia ta e concentrată pe un gând, pe o anumită direcție, șansele ca să nu se întâmple sunt foarte mici. Într-adevăr, așa cum spuneți și dumneavoastră, dacă ne focusăm toată energia și toată dorința într-un obiectiv, este imposibil să nu ne îndeplinim. Imposibil și depunem efort ca și investim acolo timp și energia noastră în acel proiect, în acel obiectiv, na, șansele sunt aproape. Cât timp e? Depinde cât dăruim. Câțiva ani, evident. 2, 3, 4 ani, 5 ani. Vă întreb pentru că am auzit foarte mulți tineri pasionați de muzică, fie că este muzică vocală, instrumentală, poate dansuri sau știu eu, alte zone artistice, care în momentul în care îi întrebam de ce nu sau nu te-ai gândit să, erau foarte demoralizați de zona aceasta financiară și spuneau că din muzică nu pot să trăi sau dacă este să pot trăi, atunci trebuie să aștept vreo 5, 7, 10 ani de zile până ajung la performanța respectivă încât să-mi permit să fac lucrul ăsta. Da, acum e clar că părerile sunt împărțite. Este greu, într-adevăr, să trăiești din muzică dacă nu excelezi. Dacă ești în vârf, trăiești din muzică fără probleme. Dar și ca să excelezi, trebuie să fii văzut de persoana care trebuie, poate la un anumit moment, da, poate care să te ajute să... Ține și de latura asta hazardului, însă cel mai mult contează dacă ești serios și muncești. Nu ai cum să nu fii identificat, nu se poate.
Nu se poate cel puțin în Iași. Adică dacă primează talentul sau norocul? Sau nu, haideți să vă întreb, primează talentul sau munca? Munca. Adică are șansele de succes sunt mai mari la un tânăr talentat, dar care poate nu muncește atât de mult, pe cât muncește un tânăr care are o ureche muzicală și muncește și foarte mult, dar îi lipsește un pic talentul. Adică știți ce spun, în muzică e acel ceva. Părerea mea, și am zis-o tot timpul, succesul e egal 90% muncă și 10% talent. Dacă nu ai talent, muncești, ajungi într-un punct, dar nu ești desăvârșit. Nu ajungi într-un maxim în care ar trebui. Deci e nevoie și de talent. Statistica spune că cei care au talent nu muncesc așa de mult. Și atunci de-aia nu avem numai genii. Avem numai oameni buni și talentați. Ați înțeles? Da. Geniile împletesc nebunia studiului cu talentul. Dacă din balanța asta, dar e un echilibru cumva, când spune în echilibru, oamenii se gândesc la balanța aia care e egală, dar nu e așa, că trebuie 90% muncă și exact. Sunt momente în care talentul își pune cuvântul mai mult și muncești mai puțin și invers, când ai nevoie de mai multă muncă și talent mai puțin. Da, și cred că trebuie să luăm în considerare și faptul că, deși trăim într-o eră a inteligenței artificiale, suntem încă, să spunem, văzuți sau notați de oameni. Și atunci există și eroarea umană, în concursuri, exact, adică sunt foarte mulți factori care pot influența calitatea unui artist sau, să știu eu, premiul pe care acesta îl poate lua. Da, dar cred că cel mai mult contează experiența unui artist. Da, ei dobândesc și experiență prin, în primul rând, controlul ăsta emoțional, că ăsta e cel mai greu de trecut, de fapt. Adică el studiază acasă, îmi cântă mie, acasă cântă foarte bine, dar când cântă acolo la concurs de față cu ceilalți concurenți, de față cu juriu, se emoționează și lucrurile nu mai decurg așa cum e el învățat. Și creierul învață, practic, să facă față acelei situații, mai greșește, mai uită, la următoarea ediție mai stăpân și cu cât prinde curaj mai mult, cu atât se relaxează și reușește, într-adevăr, să arate ceea ce poate. Cu adevărat. De asta și spune și așa este și eu consider lucrul acesta că muzica dezvoltă pentru tineri, pentru copii, în creșterea lor, zona aceasta de emoțională. Adică le aduce o educație emoțională. Sigur. Pentru că te cunoști, vezi cum reacționezi la un public larg, un public strâns, vezi cum reacționezi, nu știu, într-o situație mai critică. Da, crește intensitatea emoției, tu când pare că totul este ok. Transpiră și mâinile, apar fel și fel de reacții. Și chestii pe care nu le-ai mai trăit până atunci și tu cânti acolo și știi că dacă te oprești ești depunctat și atunci ești nevoit să mergi mai înainte. Să depășești, da. Ei, chestia asta nu se poate mima, nu se poate să spunem, repeta acasă sau în altă parte. Trebuie să fii acolo. E momentul acela și deci atât. E prezentul. Da. E idealul. Nu poți să faci nimic decât să participi. Participarea deja e primul pas. Că vrei să participi. Din păcate, timpul nu este foarte prietenos pentru un subiect atât de frumos și important în educarea și educația tinerilor. Am notat în agenda, avem pe 27 Iași Guitar Festival pe 27 și apoi începem 28 și 29 Iași Music Experience, unde, bineînțeles, Toboșariada și acel workshop și cei care vă urmăresc și sunt convinsă că sunt foarte mulți pentru că aveți un impact destul de mare în zona aceasta muzicală a Iașiului, vor găsi mai multe informații atât pe paginile de socializare, dar și, bineînțeles, de la dumneavoastră, pentru că am observat că scoateți în evidență și promovați lucrurile acestea. Da, sigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și ce pot spune, să răsune Iașul în această săptămână. Să răsune, mulțumim. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și ne vedem data viitoare.